De-a lungul timpului am constatat că în funcție de mulinetă și grosimea firului, atunci când umplem tamburul, în unele cazuri firul se adună mai mult în partea de jos sau în partea de sus. De exemplu, se poate întâmpla ca din patru mulinete identice, numai una dintre ele să aibă această, să zicem, eroare. Acesta nu este un defect și totodată se poate corecta foarte ușor. Unele mulinete sunt livrate cu câteva șaibe de rezervă de diferite grosimi care se fixează pe axul central sub tambur, astfel încât să putem ajusta așezarea firului în așa fel încât umplerea să fie uniformă. Respectiv, nici prea mult spre bază sau fustă, nici spre buză sau partea superioară. În funcție de cum a fost reglată mulineta din fabrică și grosimea firului, uneori este necesar să adăugăm sau să eliminăm șaibe. Ce trebuie reținut este că prin eliminarea șaibelor sau înlocuirea cu unele mai subțiri, firul se va așeza mai mult spre partea de sus. Invers, prin adăugarea șaibelor, firul se va așeza mai mult spre partea de jos a tamburului. Astfel, dacă vedem că, implicit, mulineta așează firul mai mult spre partea de sus, având astfel o conicitate inversă, va trebui să mai adăugăm o șaibă sau mai multe și să facem teste până când firul va fi aranjat așa cum ne dorim. Problema este că de cele mai multe ori va trebui să umplem complet tamburul pentru a vedea dacă, la final, firul este așezat cum trebuie. Este bine să fim atenți și să ne asigurăm că tamburul este umplut uniform, astfel încât toate mulinetele să aibă aceeași lungime de fir și firul fiind așezat la fel, să se comporte similar în lansare.